Hristos a înălțat, stimați telespectatori ai televiziunii române, și vă spun iarăși cu toată inima, Hristos a înălțat. Priviți către cer și veți ști că acolo sus cineva ne iubește, cum ne iubește de fapt în fiecare zi, în fiecare colț al vieții noastre, pentru fiecare fărâmă din viețile noastre plătim cu sângele Său. Hristos a înălțat și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină să judece vii și morții. Și ne-a trimis din când în când în mijlocul nostru ca solia iubirii sale către un sfânt. Pentru că astăzi îl prăznuim și pe Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava. Știu, cunoaștem datele istorice, dar pentru cei din Suceava, pentru bucovineni în general, ca și pentru ceilalți, Sfântul e casnicul lor, omul care îi îngrijește, cel care într-un fel sau altul de fiecare dată le sare în ajutor. Nu fiți neatenți la darul cel mare al înălțării și al așezării Sfântului în cetate, ci de fiecare dată bucurați-vă că oricând e a dreapta Tatălui, Hristos nu ne-a părăsit și din când în când ne dă câte o rază de prezența Sfințeniei sale prin oamenii aceștia minunați care sunt Sfinții. Cuvântul din seara aceasta este simplu și este din Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 8. Veți lua putere, venind Duhul Sfânt peste voi, și veți fi mie martori în Ierusalim și în toată Iudeea și în Samaria și până la marginea pământului. Suntem într-un fel sau altul la marginea pământului, la marginea unui pământ în care am florit, nu-i așa, salcâmul. Simțiți mireazma acestui salcâm? Eu zic că nu, dar eu da, îl simt și de aceea vă zic cu bucurie. Așa este și cu înălțarea Domnului. O așezare în floare, o înflorire a întregii noastre credințe, o așezare în înflorire după praznicul cel mare al Învierii. Aseară ne despărțeam de praznicul Învierii pentru ca el să reizbucnească de fapt prin această înălțare a Domnului de-a dreapta Tatălui. Domnul Hristos se înalță la ceruri binecuvântând cu amândouă mâinile. Mâinile Lui rănite ne binecuvintează. Ele, coasta sa rănită, este cea din care curge până la sfârșitul veacurilor pentru noi iertarea și întărirea noastră ca oameni. Înainte de a vorbi despre îndumnezeire și celelalte toate, poate nu e rău să vorbim despre omenia noastră, despre modul în care ne așezăm în omenie cu fruntea sus. Părintele Arsenie Boca scria în cuvinte vii și îmi permis să citez în seara aceasta. A vedea pe Iisus e o fericire care nu se aseamănă cu nicio bucurie pământeană, iar aceasta se întâmplă din când în când și din neam în neam ca să nu se strice și să nu se strice dintre oameni siguranța existenței lui Dumnezeu. Din când în când priviți către cer. Domnul este acolo și privește către noi cum revin, este aici, în spatele operatorului, în spatele meu, probabil. E tot timpul cu noi atunci când îl chemăm și îi ținem partea. Cum El, tot timpul ne cheamă și ne ține partea. Praznicul acesta al înălțării ne aduce aminte și de eroii patriei. Pentru onor către ei, măcar seara aceasta, aprindeți o lumânare pentru ai noștri care s-au stins pe linii de front și în tranșee mucede. Ei sunt temelia libertății de azi. Mâine este o nouă zi.